Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. În videoul de astăzi vreau să abordez un subiect puțin mai diferit despre care nu am vorbit așa mult pe acest canal și anume partea de testare, software testing, QA, cum vreți voi să-i spuneți. Ideea e că atunci când ești în domeniul ăsta al testării, auzi de mai mulți termeni. QA, Quality Assurance, QA Engineer, Quality Assurance Engineer, Software Testing, Tester și așa mai departe. Toate chestiile astea țin de testarea software. Bun, ce este testarea software și de ce avem nevoie de ea? E foarte simplu. Într-o echipă de dezvoltare, o echipă care lucrează la un anumit produs IT, sunt mai multe roluri acolo. Majoritatea rolurilor sunt ocupate de către programatori care scriu această aplicație, folosindu-se de limbajele de programare. Mai avem niște manageri, mai avem niște oameni care se ocupă de business-ul din spate, mai avem niște oameni care se ocupă de design și, bineînțeles, avem și oameni care se ocupă de calitatea acelui soft. Deci, practic, într-o echipă de dezvoltare nu există doar programatori, există o mulțime de alți oameni cu diferite specialități. Deci, nu doar programatorii lucrează în IT, ci și designerii, testerii, managerii și așa mai departe. Bun, de ce avem nevoie de un tester, de un QA într-un proiect sau de o echipă de QA într-un proiect, într-un soft, atunci când creăm un soft? E foarte simplu. Programatorii au ca job să scrie acea aplicație. Testerii au ca job să testeze acea aplicație, să se asigure că e bună din punct de vedere al calității. Ce înseamnă asta? În primul rând, aplicația funcționează așa cum ar trebui conform documentației și cerințelor din partea clientului. Pe urmă, aplicația nu are diverse probleme mai ascunse cumva, hai să le numim corner case-uri, adică niște cazuri în care să dea un crash sau aplicația să nu funcționeze în anumite situații care se întâmplă destul de rar. Pe urmă, rolul QA-ului e și acela de a preîntâmpina problemele. De exemplu, în momentul în care clientul cere un anumit feature, QA-ul poate să aducă în discuție anumite lucruri tehnice, anumite probleme care pot apărea, astfel încât din procesul ăsta de discuție și planificare să se elimine viitoarele bug-uri, să nu se pierdă foarte mult timp cu implementarea unor funcționalități care să fie problematice mai apoi. Și bineînțeles, pe lângă toate chestiile astea, QA-ul se asigură că totul funcționează în ansamblu cât mai bine, pe când programatorul se concentrează pe bucățica aia lui mică. De ce nu fac programatorii testare? Pentru că nu se pricep așa de bine la testare. Programatorii fac aplicații astfel încât să meargă bine pentru ei, să meargă bine pentru câteva cazuri alea cel mai importante. Deci nu fac o treabă foarte bună, cumva trebuie să te specializezi pe partea asta. Programatorii sunt specializați pe scris cod, pe implementat soluții, testerii sunt specializați pe a găsi probleme, pe a găsi tot felul de chichițe și pe a le aduce în fața programatorilor pentru a le rezolva. Joburile din testarea software nu sunt cu nimic mai prejos decât programarea, ba chiar aș putea să spun că în anumite condiții și de foarte multe ori sunt cumva mai bune, mai ok decât partea de programare. De ce? Pentru că, de exemplu, testerii, QA, găsesc anumite probleme pe care le aduc în fața programatorilor ca să fie rezolvate. E bine, gândiți-vă de care parte ați vrea voi să fiți, de partea care găsește problemă și o dă cuiva să o rezolve cine știe cum, sau partea care primește o problemă și trebuie să o rezolve no matter what, adică indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie rezolvată. E bine, stresul e mult mai mare pe partea de programare, unde tu trebuie să rezolvi fiecare problemă care apare, pe când pe partea de testare tu practic găsești problemele folosind anumite tehnici, experiență și așa mai departe și practic le aduci în fața echipei ca să fie rezolvate. Pe urmă, doar trebuie să te asiguri că ele au fost într-adevăr rezolvate. Deci nu trebuie să găsești tu cea mai bună soluție, nu trebuie să le rezolvi tu, tu practic doar trebuie să le găsești și să le aduci în fața echipei. În al doilea rând, partea de testare nu este mai prejos decât programarea, pentru că și în testare se face programare. Bine, nu la acel nivel în care trebuie să optimizezi totul, să vii cu cea mai bună soluție, să iei 10 în teză, pentru că pe nimeni nu interesează de olimpiadă, de teză și de chestii de genul acesta.
acesta. Partea de testare, ai nevoie de programare astfel încât să poți automatiza teste, să poți automatiza diverse lucruri, diverse scenarii și așa mai departe. Bine, chestiile astea trebuie să funcționeze, să-și facă treaba, să găsească bug-urile, nu să ruleze super eficient, nu să fie scrise cu cel mai bun algoritm posibil și așa mai departe. Deci, nu ești mai prejos atunci când ești tester, pentru că și tu faci programare, dar nu o faci la un nivel super mega înalt. Și în principiu, într-o zi de muncă a unui tester, cele mai importante lucruri sunt faptul că trebuie să se țină de metodologia de lucru care e implementată în echipă, să se asigure că lucrurile merg bine, că totul se află în parametri, că toate lucrurile funcționează așa cum ar trebui, că timpii de dezvoltare sunt respectați. Pe lângă asta mai trebuie să facă teste automate folosind diverse tool-uri, diverse limbaje de programare. Trebuie să scrie test case-uri, adică niște rețete, dacă pot să le spun așa, pentru niște scenarii de testare. Și până trebuie să scrie bug-uri, rapoarte de bug prin care anunță echipa de apariția unor probleme în soft. Deci, din nou, e un job destul de solicitant. Din nou, nu-l văd ca fiind mai jos sau mai sus decât programare, le văd ca și cum ar fi în zone diferite, ca și cum ar fi, nu știu, hai să le zic, două joburi care sunt ca niște frați. Nu este programarea mai sus decât testare sau testarea mai sus decât programare sau oricum ați vrea voi să le angajați, sunt două joburi cumva independente. Au chestii în comun, au chestii diferite, dar sunt două joburi diferite, nu poți să spui că unul e mai greu, mai ușor, mai bun, mai frumos, mai oarecum, pentru că sunt chestii diferite. Bun, video acesta a fost unul introductiv, aștept în comentarii întrebările tale despre testarea software, dacă ești curios despre ce e toată chestia asta, dacă ești curios de anumite detalii, dacă ai întrebări, dacă vrei să urmezi o astfel de carieră. Bineînțeles, salariile nu sunt mici deloc, sunt cazuri în care un QA poate să câștige mai mult decât un programator. Aici spun de un QA care este foarte bun și poate să câștige mai mult decât un programator mediu. Bineînțeles, un programator foarte bun o să câștige probabil mai mult decât un QA foarte bun. Dar și în QA poți să ajungi la salarii foarte, foarte mari. Peste 1000 de euro este un salariu destul de întâlnit. Cel puțin aici în România, în Cluj, în București, în orașele mari, în companiile din aceste orașe. Și nu este nicio problemă ca tu să treci de 1000 de euro, 1500 de euro, dacă ești un QA, un tester foarte bun. În primii ani, bineînțeles, o să pornești cu un salariu mai mic, dar în 2 ani, poate 3 ani, hai să zicem, dacă ai un start puțin mai încet, cu siguranță o să poți depăși bariera asta de 1000 de euro fără nicio problemă. Bun, dacă mai aveți voi întrebări, după cum ziceam, ne auzim în comentarii și probabil voi mai face niște videouri în care intrăm mai adânc în anumite topicuri legate de testare și de partea asta de quality assurance în software. Nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut acest topic ca să știu să fac mai multe. Comentarii, share-uri și noi ne auzim data viitoare.